Universitatea de Vest din Timișoara împreună cu New Strategy Center a organizat săptămâna aceasta conferința internațională Security Challenges in the Balkans. Evenimentul s-a bucurat de prezența unor participanți de prestigiu din zona diplomatică și de securitate, fiind primul dintr-o serie de conferințe care va continua la Timișoara. Prima ediție a conferinței internaționale Security Challenges in the Balkans a pus în discuție teme precum provocările noi și vechi în Balcani, politicile Uniunii Europene în Balcani, obiective și percepții, dar și politica de securitate a NATO în Balcani. Cât de important este pentru universitate acest eveniment? Da, este un eveniment foarte important, nu doar pentru Universitatea de Vest din Timișoara, alături de partenerul nostru, New Strategy Center, ci pentru întreaga zonă de vest a țării, pentru că noi ca universitate, am mai spus-o, nu ne axăm doar pe cele două dimensiuni clasice a unei universități, adică de a produce o educație de calitate și cercetare de excelență, ci de a ne implica în problemele societății. Considerăm că universitatea este o agoră, un spațiu de dezbatere a ideilor și de aceea astăzi am adus la aceeași masă specialiști în probleme de securitate globală, pentru că este într-adevăr o provocare, cum spune și titlul conferinței, pentru lumea în care trăim. Discutăm de o serie de probleme ale migrației, de securitate economică, de cyber security, securitate energetică și așa mai departe. Iar astăzi specialiștii au venit să dezbată aceste probleme, să găsească soluțiile ele și evident să le prezentăm societății pentru a putea fi înțelese. Universitatea de Vest din Timișoara, alături de New Strategy Center, așa cum am spus, a deschis, să spunem, o serie a acestor conferințe pentru zona de vest a țării. Ea va continua și în anii următori cu diferite conferințe pe teme conexe și este, de fapt, o continuare a unui demers al nostru ca universitate, început prin înființarea unui master, studii de securitate globală, care funcționează în acest an, care va continua cu alte programe de studii pe această tematică. Chiar doream să vă întreb lucrul acesta despre acest master. Cu toți invitații cu care am discutat, toți salutau această inițiativă și accentuau faptul că, într-adevăr, nu este nevoie doar de conferințe, ci trebuie să aibă și un suport academic, ceea ce și face Universitatea de Vest din Timișoara. Ce planuri aveți în continuare? Mă gândesc că mă întrebați pe această direcție. Da, masterul nu-și propune neapărat să creeze specialiști în domenii respective, ci să aducă astfel de probleme pentru a putea fi diseminate societății și a fi înțelese mai bine de către societate, pentru că astfel de probleme este important cum societatea percepe aceste probleme și cum reacționează la ele. Așa cum am mai spus, vom continua cu alte două mastere în domeniul la cyber security, unul dintre ele și unul pe securitate economică, începând cu anul viitor, iar această conferință o vom perpetua an de an pe diferite teme și sperăm noi că o vom lărgi, vom aduce mult mai mulți specialiști și pentru că nu este doar o preocupare a noastră. De mâine începând, înțeleg că la Belgrad va fi o altă conferință pe aceeași temă, în zona Balcanilor, probleme de securitate, a fost la București, altele, iată că sunt probleme importante pe care întreaga societate le discută și de aceea considerăm că este o datorie dincolo de oportunitate pentru a veni și noi în vestul țării cu o dezbatere pe această temă a problemelor de securitate. Da, chiar se vorbea în conferință despre fereastra de oportunitatea pe care o are România în contextul și Balcanilor și a Europei și practic ceea ce dumneavoastră anunțați, masterele foarte interesante despre care vorbiți că vor fi și de la anul, asta arată chiar într-adevăr o înțelegere a fenomenului. Da, e o înțelegere a fenomenului și o disponibilitate a noastră prin specialiști în domeniul IT-ului, în domeniul economic, de a pune pe tapet aceste probleme, de a le dezbate și de a pregăti mai departe specialiști pe domeniile respective, pentru că, dincolo de toate, fiind o universitate comprehensivă, putem avea studenți foarte buni în aceste domenii care, evident, să contribuie la rezolvarea unor astfel de probleme ale societății. Ne dorim să nu fie un eveniment unicat, ci doar o primă etapă dintr-un ciclu mai lung de conferințe și, în calitate de coorganizator, sper să vă invitați și la ediția cu numărul 50. Da, este un subiect de actualitate, da, în Timișoara, unde altundeva, într-un parteneriat cu Universitatea de Vest, care îi mulțumim și cu cei doi parteneri locali. Vine și pe o nevoie, iată, studii de securitate globală, tot la Timișoara,